Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Școala Gorjană, ca în fiecare miercuri. Astă seară discutăm despre problema predării istoriei în învățământul românesc. Istoria a devenit, ca și disciplină, a devenit o cenușăreasă. Și discutăm cu o persoană neutră, în același timp profesor de istorie, doctor în istorie. Ce să mai spunem? Un șef de muzeu mai mic, în sensul că este șef de secție în cadrul Muzeului Județean. Vi-l prezint pe domnul profesor dr. Albinel Firescu, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru invitație, bună seara, stimați telespectatori. Acum am încercat să încerc o notă puțin mai așa, mai jovială, mai optimistă, dar discutăm astăzi seară o problemă destul de dificilă. Și cred că ar trebui să explicăm pentru cei care nu știu latină, să explicăm chiar și titlul emisiunii. Historia Magistra Vitae. Istoria, nu se citește așa și nici. Da. Istoria Magistra Vitae. Este cartea cărților până la urmă. Aș vrea înainte de toate să fac o paranteză. Neutru și mai puțin neutru, pentru că învățământ înseamnă învățământul formal sau învățământul așa cum îl știm noi până la instituționalizat și învățământul non-formal, adică ceea ce facem noi inclusiv la muzeu sau mai fac orice alte instituții de cultură. Este tot o formă de învățare. Este o formă de învățare prin patrimoniu. Patrimoniu care înseamnă istorie până la urmă. Am pornit cu acest titlu, încheiem paranteza, am pornit cu acest titlu de la faptul că a trebuit să remarc și nu odată pericolul în care se află limbile clasice, studierea limbilor clasice la nivel gimnazial, liceal și mai ales la nivel universitar. De unăzi, în cadrul simpozionului de la Curtișoara desfășurat în vară, în toamna anului trecut, discutam despre, cu niște colegi din cadrul Universității Babeș-Bolyai de la Cluj, despre pericolul închiderii catedrei de limbi clasice de la Cluj. Și este vorba despre un mare centru universitar. Nu mai vorbesc de celelalte. Și atunci ce facem cu latina, la care ne revendicăm mereu obârșia, originea? Ce facem cu anumite părți din greacă sau din slavonă, din chirilică, mai ales din chirilică, unde arhiviștii trebuie să aibă o specializare foarte bună, pentru că mare parte din documente, până pe la 1870 chiar, așa, sunt în scriere cu alfabet chirilic în limba română, da? Și atunci, astea fac parte din istoria noastră, sunt considerate limbi clasice. Și pericolul extragerii sau pierderii lor din învățământ este din ce în ce mai accentuat. Există pericolul să rămână o categorie de nișe, câțiva, foarte puțini, specializați și nu se știe dacă au timpul necesar descifrării documentelor sau al abordării pe un palier serios, riguros, științific al problematicii istorice care ne ancorează pe noi ca națiune, ca neam, ca popor. Da, deci dacă ar fi să traducem această formulă din titlu, ar însemna, deci, o istoria vieții, nu? Da. Magistra vieții, deci viața în tot ce înseamnă ea. Cam asta ar fi magistra vitae, nu? Sigur că da. Acum, Iorga spunea, reluăm ca preun light motiv de la ultima noastră întâlnire, Iorga spunea, acel popor care nu-și cunoaște istoria este un popor condamnat să-și repete greșelile trecutului. Evident, cu o singură oră de istorie pe săptămână este total insuficient în condițiile actuale când vorbim despre o mai mare circulație, informației, este cu atât mai necesară cunoașterea și nu doar cunoașterea strictă, așa cum am învățat-o noi la școli, la vremea respectivă, a istoriei sau a istoriei românilor, ci ancorată într-un context. Într-un context pe care, din păcate, facultățile
de istorie din ce în ce își pierd numărul de studenți. Las la o parte că putem face o altă paranteză în ceea ce privește științele politice, unde la predarea științelor politice n-ar trebui să vină elevii care pică la facultățile de istorie sau care n-au șansa să intre din vari motive la facultățile de istorie. Bine, eu am o teorie proprie și personală că toți politicienii importanți din România n-ar trebui să acceadă într-o funcție importantă decât când cunosc istoria națională. Bine, mai nou e nevoie să respecte niște ordine la Bruxelles, e suficient. Însă marii politicieni ai noștri, și haide să dăm doar exemplu, Iorga, Gheorghe Brătianu și alții care au fost și mari istorici, mă pot susține în această idee. Aș vrea să continuăm discuția noastră de la o scrisoare care a apărut în spațiu public în urmă cu 2 zile. Ea aparține poetei Ana Blandiana, foarte cunoscută. Ea a adresat o scrisoare domnului Adrian Curaș, ministrul educației, scrisoare deschisă. Nu o să citesc decât un paragraf, pentru că este foarte important și spune problema mai veche a acestei discipline. Cităm. Sunt ani de zile de când marii istorici ai țării își fac datoria ieșind în spațiu public pentru a atrage atenția și a protesta împotriva eliminării treptate a istoriei naționale din programele școlare, atât prin scăderea numărului orelor de istorie, cât și prin predarea ei integrată în istoria universală. Încearcă să se opună astfel unei curricula prin care se transmite elevilor nu capacitate de rezistență, uneori eroică, a strămoșilor noștri care și-au păstrat identitatea în această vatră pe deasupra căreia se bat dintotdeauna munții în capete, ci dimpotrivă, lipsa noastră de importanță în concertul asurzitor al lumii, condiția de epigone a unei istorii atât de insignifiante încât abia dacă merită menționată. Și astfel se completează spălarea creierelor programată în comunism pentru crearea omului nou, omul fără memorie, care nu trebuie să știe nici de unde vine, nici cine a fost, ca să poată fi ușor manipulat și împins în direcția dorită. Faptul că această direcție s-a schimbat nu schimbă esența demersului, ci îl face mai înspăimântător. Am încheiat citatul. Sunt foarte multe direcții în acest sens. Vedeți, dumneavoastră, nu este vorba doar de abordarea istoriei ca disciplină, ci vorbim despre o triplă axialitate până la urmă care dă consistență unui neam și aceea poate să fie economie, da, cu ramurile ei, agricultură, industrie, învățământ, cultură și sănătate undeva în învățământul sau cultură. Sănătatea, la rândul ei, este legată de activitatea economică a poporului respectiv. Și vă spun și de ce. Ai o agricultură sănătoasă? Ai o industrie alimentară sănătoasă? Evident, vei avea o populație sănătoasă. Nu-i nevoie de atâtea măsuri și de atâtea cheltuieli. Da? Pe lângă celelalte, dacă ai o industrie sănătoasă, ai putere economică, poți susține activități culturale. Poți susține activități culturale, poți susține un învățământ riguros și competent. Gândiți-vă ce înseamnă învățământul la noi, în prezent. Nu vreau să critic, pentru că până la urmă facem parte cumva din toată treaba asta. Și e greu de privit din interior. Dar până la urmă sunt foarte multe elemente care se strecoară în învățământ doar pentru a primi o sumă derizorie până la urmă. Las la o parte faptul că pe lângă astea mai vine și această ascensiune furibundă a demitizării istoriei, așa, care nu spune ce se demitizează, până unde, cum, când și așa mai departe. Și apoi demitizarea asta istoriei. De ea, sau mitizarea asta istoriei, de ea, într-o formă sau alta, am avut parte din copilărie. Oricine a crescut cu povestiri istorice, Dumitru Almaș, asta ne-a făcut să ne dorim cariera de profesor, de dascăl sau de istoric. Un turism întreg în Grecia se axează pe o mitologie niște legende care sunt în felurite variante, da?
nu putem a veni cu o tehnică a bulgărilor de zăpadă care nu știm unde se oprește până la urmă. Da, apropo, această demitizare a istoriei pornind de la Boia și însușită de o întreagă școală de tineri istorici. E vorba de o filozofie a istoriei, mă scuzați că vă întreb, domnul profesor, e vorba de o filozofie a istoriei în acest caz și nu de istorie propriu-zisă, este cu totul altceva. Corect, nu, dar aș vrea altceva să spun. Demitizarea aceasta a istoriei nu se încadrează în ce spune și Ana Blandiana, în faptul că încercăm să o facem o istorie periferică lipsită de importanță în ansamblu european? Sunt lucruri care se fac intenționat și lucruri care se fac după aceea din prostie. Într-un exemplu pe care îl discutam cu cineva de la Maramureș, îmi spunea că un tânăr istoric a început să acorde titluri de noblețe sau să gratuleze pe cineva care avea cândva în perioada Horthy scris pe ușe că aici nu intră românii și câinii. Ori să faci asemenea confuzii este grav. Cred. De asemenea, este grav să categorisești, la fel cum spunea doamna Emilia Costoroncin, așa, și domnia sa continuă acel memorial al durerii și foarte bine face cât va putea, sper, să, ca tânăr istoric sau ca pasionat, să zicem, nu știu dacă pasionat, să faci confuzii dintre astea încât să duci în sfera criminalilor de război eroi neamului. Da, sunt niște enormități care te fac pur și simplu să stai de sub picioare niște lucruri. Faptul că sunt demersurile acestea de anumite tipuri și doamna Ana Blandiana remarcă perfidia demersului, evident, doar îți dă așa o alunecare, după care odată având coada toporului, toporul având coadă, păturea mai repede, mai ușor secerată. Da, avem această tendință de a privi evenimente din trecut, personalități istorice din trecutul nostru, al românilor, din ochii prezentului, prin legislația prezentului. Mai lipsește să ne trezim că o să-l putem acuza pe Ștefan cel Mare de, nu știu, de crime de război sau umanității. Da, sau crime împotriva umanității și am terminat de fapt cu istoria națională. Sau am mai văzut o situație și a ajuns chiar până la manualele de liceu. E adevărat că în primele manuale de după 89, după aia s-a mai estompat chestia. Te trezești, e important, că am zis un personaj istoric, Ștefan cel Mare sau un alt domnitor, pentru relațiile extraconjugale și că a avut nu știu câți copii din flori. Nu știu ce relevanță istorică ar avea un asemenea eveniment. Are o relevanță, domnule profesor, pentru că îl duci în derizoriu. Da. Duci personajul în derizoriu, evident că are o relevanță. Și de la dusul în derizoriu, după aceea totul se înșiră. Vor căta vieții tale, vorba poetului, pete multe răutăți și mii scandale. Da? Dar niciodată nu vor urmări sau nu va interesa ceea ce a de făcut sau ceea ce a lăsat în urmă cu adevărat. Dacă este să discutăm până la urmă, chiar și în sensul demitizării istoriei pe care se vorbește domnul Boia sau alții așa adepți în teorie respectivă, putem discuta, spre exemplu, de Ștefan cel Mare ca despre un despot, că ți-a dus vorba, luminat. Pentru că a lăsat mănăstirile care sunt până monumente UNESCO, monumente până UNESCO, și atracție turistică, așa, să nu mai vorbim de restul, de rolul monumente UNESCO, clar, așa, deși descrierea cronicarului era cam de felul următor. Fostau acești Ștefan voievod, om nu mare de stat, deci nu se oprește la distinsele doamne. Mânios și de graba vărsa sânge nevinovat. De multe ori la ospeție omora fără județ. Corect. Alminterea, omul întregul la fire, neleneșul, și lucrul său știa bine al acoperi. La lucru de războaie meșter, unde era mai greu însuși se vâra, ca văzându-l ai săi, să nu se înfricoșeze. E bine, iată, cronicarii la vremea respectivă au lăsat ceva. Cronicar cu o recunoscută valoare și ureche și costin. Fratele lui Velicigo Costin, da, cel tăiat, da? De Constantin Cantemir, nu mai vorbim de Cantemir, că am adus vorba de Dimitrie Cantemir. Istoria Imperiului Otoman este revoluționară. Este revoluționară inclusiv prin
raportarea la punct terminus al atunci când vorbești despre istoria statelor arabe la Hegira și nu la un alt an sau o altă perioadă din istoria umanității. Pe lângă multe altele, modul în care scrie, modul în care vede lumea Cantemir, da? Cu totul altceva. Ori lucrurile astea nu le poți spune, nu ai nici timp, ești încorsetat, ești rigid, prins într-o programă strictă elevilor și cred că nici evaluarea care se face elevilor nu știu dacă ar trebui să fie așa de strictă, adică nu în sensul de strict că știi sau nu știi, dar în sensul de a acumula o bază de cunoștințe. Istoria până la urmă este o istorie a culturii și civilizației, nu este doar istorie pur și simplu a românilor. În momentul în care vorbești de istoria românilor, o corelezi regatul Moldovei cu ce se întâmplă în Țara Românească, cu ce se întâmplă în Crimea, cu ce se întâmplă în Polonia și așa mai departe. Da? Ori nu poți să înveți pur și simplu o înșiruire de date sau să dai copilului, elevului, doar câteva date, pentru că el câteva date, neavând în ce să le integreze, le va uita cu atât mai repede. Și trebuie să-i dai o poveste la o vârstă. După aceea, odată cu vârsta și înțelegerea realităților în alt mod, trebuie să-i explici povestea. Să vii cu, cu suportul științific. Și să-i dai dragostea de a citi, plăcerea de a citi, plăcerea de a lectura. Pentru că în contrapartidă cu plăcerea de a lectura și de a lectura în modul clasic, vine enormitatea asta, Facebook sau cum se mai numește sau și așa mai departe, așa, care ține pe toată lumea ocupată. Am văzut profesori și ingineri, domnule, generația OTV-ului. Generația OTV-ului căruia plătesc polițe românii în fiecare zi, în zilele astea. Da, da, iată că generația respectivă a dus acolo un sfert de parlament. Și cu oameni politici, inclusiv pe la Gorj. Da, asta e altă treabă, mă refer unii lideri mari. Ar fi altceva de discutat apropo de această poveste de care vorbeam mai devreme. Ce facem cu această poveste cu o singură oră pe săptămână, să spunem, la clase, de la 5-a la 7-a, să spunem acum? Nu știu în ce măsură... E timp să faci povestea când ai de galopat printr-o materie făcută într-un plan cadru de acum 15, chiar mai mulți ani? Nu știu în ce măsură. Atunci pe două ore, când trebuie să schimba numărul de ore, dar în fine. Da, văd că drept foarte bine cresc orele de sport, asta nu e rău, dar sport se poate face și fără profesor. Da, nu neapărat să fie. Așa, asta o să-mi atrag obroviul colegilor profesori de sport. Dar nu la asta mă refer, e foarte bine. În schimb... Și istoria și are locul ei și rolul ei. Adică ce urmează după istorie? Mai urmează, pentru că până la urmă la asta, de asta au ținut și pașoptiștii și alții, la limba română. Cuvântul. Cuvântul sub cele două aspecte ale sale, că de aceea este indignată și pe drept cuvânt. Doamna Ana Blandiană. Pentru că urmează cuvântul scris în limbă maternă, în limba română, atacul asupra cuvântului scris în limba română. Și cuvântul religios. Astea mai sunt. Pe astea le mai ai. Bun, problema e că atacul la limba română, în sensul că se reduc orele de limba română, dispare o oră la clasa 5-a. Atacul la limba latină, scoaterea latinei de la clasa 8-a. Și iată, dispariția istoriei, pentru că în unele, mai ales în planul cadru lansat de dizidenții din Comisia Ministerială, istoria practic dispare ca și denumire, nu mai rămâne nici denumirea de istorie, arată un atac bine țintit. Și da, evident, facem varză de Bruxelles, vorba parlamentarilor, da, așa, numai că, evident, aici este un câmp de luptă ideologic. Un câmp de luptă ideologic și de ce tip de luptă o mai fi și economic și așa mai departe, și oamenii au de suferit. Doar că acest tip de luptă este neconvențional, nu suntem obișnuiți și nu o conștientizăm. Și în trecuta emisiune discutam despre exil, despre memoria exilului românesc, despre milioane de exilați
oare întâmplător poporul ăsta are, păstrează în patronimic nume de prigoană, de bejenaru, de pribeagu, de mai știu eu? Nu cred că întâmplător. Gândiți-vă la istoria lui Oltenia, lui Papa Costea, unde foarte clar specifică fenomenul ani de zile austrieci au încercat să mai readucă ce au mai putut, să mai creeze un cadru legislativ, să mai readucă pe cineva aici în Oltenia. Ăștia au plecat peste tot, și peste Dunăre, și peste Carpați, de jur împrejur. Iar fenomenul se revede târziu și sub forma studierii tradițiilor, că și tradiția face parte tot din istorie și se duce și aceea de râpă, odată cu industriile casnice s-a dus și, și așa mai departe. Așa, prin studierea tradițiilor și a tipurilor etnografice, are și este o ramură istorică până la urmă, așa, observi ce tipuri de populație au venit și s-au reașezat ulterior. Deci, este un câmp de luptă, evident, este o intersecție de drumuri economice, de interese geopolitice și plătim polițe. Plătim polițe pentru că nu știm pe unde ne aflăm, nu știm cam ce suntem, cum stăm și nu conștientizăm lucrul ăsta. Dar cred că lucrul ăsta ar trebui să-l conștientizeze mult mai mult și acei distinși lideri europeni, pentru că dacă mi-amintesc eu bine, cred că primul gânditor al Uniunii Europene a spus că de la sublim la ridicol nu-i decât un pas. Da, e corect. Ce aș vrea să zic apropo de acesta, de la sublim la ridicol, partea cu această comisie a apărut pe surse că comisia care lucrează din partea ministerului la aceste planuri cadru, inclusiv cei care au fost dizidenții și au lăsat un plan și mai dur la adresa istoriei, că era dure și celelalte, dar în fine, majoritatea dintre ei sunt de științe exacte sau chiar matematicieni. E un paradox pentru mine. E un paradox. Să vă spun de ce. Dan Barbilian, profesor de matematică, excelent, excelent filolog, dar și alții. Inclusiv Solomon Marcus. Traian Lalescu și el. Vreau să vă spun, domnule profesor, să știți că în grupa noastră de la facultate cei mai buni studenți erau absolvenți de licee de matematică fizică. Și există și o explicație. Pentru că matematica ordonează gândirea, îți dă o structură, te ordonează ca om, te face mai exact, mai precis, mai coerent în gândire. Și de coerența asta ai nevoie la studiu istoric. Se făceau diferite ramuri de istorie, tipuri de istorie, de la istoria Bizanțului, istoria religiilor, istoria popoarelor din sud-estul Europei, istoria războiului rece, istoria filozofiei, etc., etc. Ori, românii în afara granițelor și așa mai departe. Ori, lucrurile astea, un istoric le are într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin atenuată, în funcție de cât de mult le exersează, de cât de mult le lucrează, în bagajul său informațional. Și le transmite. Istoricul este un potențial, atenție, este un potențial pericol. Și dacă ați vorbit de personalități, să zicem, de persoane, de absolvenți de istorie și despre limbajul absolventului de istorie, despre coerența sa în gândirea politică, vă dau un exemplu actual, care s-a retras din politică, cred. Nu știu, am mai auzit o dată sau de două ori un interviu. Domnul Crin Antonescu. Ah, da, un absolvent de istorie și încă unul care a făcut mai mulți ani decât trebuia ca să nu prindă provincia, dar în fine. Asta e altă treabă. Aș vrea să spun că apropo de subiectul nostru și care a stănit atenția și pe internet, prin intermediul domnului profesor Andrei Popete Pătrașcu, colegul nostru, da, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala București, am primit astăzi și un punct de vedere. De fapt, de câteva minute am primit acest punct de vedere. Un punct de vedere al acestei asociații, care, după cum se știe, susține valorile istoriei, eroii și personalitățile marcante ale trecutului. Și se spune acest mesaj, istoria are un rol foarte important în dezvoltarea unui popor, deoarece ea constituie premiza
principală care accelerează progresul economic. Baza vieții unei societăți este regăsită în paginile istorice, spunea și dumneavoastră mai devreme. Ea dă dovadă de o experiență nemaipomenită și de dezvoltarea multilaterală a strămoșilor. Se spune că fără trecut nu poate exista nici viitor, deci trebuie să acordăm atenția acestui testament scris care s-a format de-a lungul anilor și pe care noi îl continuăm. Dezvoltarea este un ansamblu de acțiuni care condiționează apariția unor condiții mai favorabile existenței umane. Nu poți face un pas înainte atunci când pașii anteriori se transformă în vid, deoarece asta înseamnă că toate succesele și performanțele obținute anterior pur și simplu încetează să mai existe. Istoria este o carte a vieții, a înțelepciunii, pe care dacă o recitim, ne îmbogățim bagajul intelectual cu o experiență deosebită. Nu trebuie să ignorăm trecutul, deoarece el ne deschide ochii pentru a lumina drumul spre viitor. Apropo de asta, mai avem o precizare, deci vă spuneam, mesajul este de la domnul Andrei Popete Pătrașcu. Ne spune că deși România a subscris la o serie de documente europene privind locul și rolul istoriei în școală, inclusiv recomandarea 15/2001 privind predarea istoriei adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, există o mare discrepanță între studierea istoriei în România și majoritatea țărilor europene. Acolo unde predarea istoriei are între 2 și 5 ore pe săptămână, în Albania, de exemplu, 2 ore, Austria 2-3 ore, Bulgaria 3 ore, Belarus, Belgia, Cehia 3 ore pe săptămână, Germania, Estonia, Olanda 3 ore pe săptămână, iar în Franța, Marea Britanie și Ungaria 3-5 ore pe săptămână, în timp ce la noi în țară majoritatea claselor de la 5 la 12, cu excepția profilului științe filologice, științe sociale sau filologie, și a clasei a 8-a au o singură oră pe săptămână. Ce se va întâmpla dacă această disciplină va dispărea cu totul? În loc să aducă o ameliorare a acestei situații, noua revizuire a planului cadru de învățământ elimină definitiv istoria din programa școlar. Deci, de ce se impune, până la urmă, o reanalizare a situației și n-ar trebui să rămână așa. Asta e concluzia celor de la Cultul Eroilor, inclusiv a noastră, deci exact ce pledoaria noastră din această emisiune. Deși nu este treaba unui istoric să facă scenarii, dar te poți aștepta la un lucru de felul ăsta. Pentru că tehnica manipulării maselor se face în timp. Acum nu știu câtă răbdare mai are timpul în prezent, pentru că e totul destul de cenușiu, deci nu gri cenușiu chiar. Da? E o altă nuanță. Dar facem următoarea presupunere. Un domn elev care are vârsta de 14 ani și peste cel puțin 4 ani are dreptul de vot. O vârstă de 18 ani și nu știe prea multe lucruri despre istorie. Ce-l mai interesează sintagma stat național unitar și indivizibil? La o eventuală revizuire a Constituției care ar putea să aibă loc peste 5 ani sau peste 10 ani. Că nu-i mare minune să revizui o Constituție la 5 ani sau la 10 ani sau la nu știu ce, într-un noi an de ani istorici. Și apoi noi avem obiceiul ăsta de a le schimba frecvent. Așa. Bine, norocul nostru în ultima perioadă este că nu se prea înțeleg politicii dintre ei să schimbe, că altfel am fi avut schimbări mult mai dese la Constituție. Acolo trebuie totuși o majoritate clară ca să poți să schimbi Constituția. Nu va ști nimic. Posibil. Deci, efectiv, copilul acela, deci pentru el nu înseamnă nimic statul național. E, și deci, atunci de ce să nu scoți sintagma asta și să fii multinațional? Că doar bine, noi vorbim cu ghilimele de rigoare, să nu înțeleg că pledăm pentru acest lucru, cei care se uită la noi. Da, evident. Dar problema rămâne. Faptul că tinerii nu-și cunosc istoria... Eu v-am oferit doar un potențial exemplu, da? Despre cum poate fi manipulat, da? Un popor întreg sau nu știu dacă îl mai poți numi la vremea respectivă un popor. Da? O populație. Cum poate fi manipulată o populație să o ia pe anume cale. Cum poți distruge, rupe teritorii, distruge pace și liniște. Și așa mai departe. Și avem o problemă. De la Cotroceni începând, s-a spus vom avea o mare sărbătoare în 2018, vom sărbători 100 de ani de la formarea statului național unitar. Bun. Cum o formă? Deci peste 3 ani ce vor ști copiii ăia dacă, să zicem, în următorii ani istoria pleacă din programele școlare?
Asta ar fi o întrebare. A doua ar fi, bun, să zicem că așa ne cere Europa, că de regulă când luăm câte o măsură nepopulară sau absolut aiurea, o dăm pe Europa, că ea ne-a impus chestia asta. Păi stați puțin. Am dat exemplu acolo de la cei de la cultul erorilor, ne-au amintit situația. Sunt toate țările, au istorie, inclusiv istorie națională pe care se predă distinct, nu doar integrată cum o avem noi. Că noi practic, tot așa a fost, domnul profesor, și cu, în privința absorției fondurilor europene. Tot așa a fost și în privința necesității sau nu a sistemelor de irigații sau a industriei petrochimice. Da? Acum ne plângem că ne costă carburantul și ne ustură la buzunar. Din punct de vedere istoric, hai să vedem și geografic ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în decursul istoriei. Oare nu cumva se întâmplă și pe la noi cam ce se întâmpla în Egipt prin anii 56, așa, naționalizarea Suezului și o criză a marilor puteri cu intervenția brutală a Rusiei care a amenințat că face din Paris și Londra o mare de foc la vremea respectivă? Nu? Știm foarte bine că în perioada interbelică redevențele pentru petrol și prețul petrolului în România era stabilit la Londra. Oricum redevențele erau mult mai mari față de prezent, da. Deci nu este incomparabil termenul. Numai că și oamenii de stat erau cu totul altceva. Da, erau politicieni formați pentru meseria de politician. Ei! Sau veneau în politică în baza unei tradiții, aveau o avere în spate și nu veneau ca să îmbogățească, să se îmbogățească ei și toate și câteva generații. Există un dar aici, un mare dar. Vin din familii, ca și Tătărăscu, ca și alții. Vin din familii înstărite, familii vechi, cu stabilitate, cu normalitate, care au beneficiat de studii în străinătate, de studii la universități importante din Europa și vin cu oameni formați. Ori este absolut inadmisibil să nu ai în momentul de față, după 20 și ceva de ani de la loviluție, așa, după evenimentele din 89, așa, să nu ai o școală de studii politice în țara asta. Este inadmisibil. Avem SNSPA-ul, adică Școala Națională de Înalte Studii Politice și Administrative. Cu ce dă scălime? Foștii profesori de la Ștefan Gheorghiu, din câte știu eu. Dacă ar fi fost ăia bătrâni, ar fi fost bine. Nu, erau eșalonul 2 din vremea respectivă. Dar, apropo, o să vă contrazic de faptul că clasa noastră politică nu este una și foarte intelectuală. Deci avem densitate, doctorate, unii sunt și iar și mai multe doctorate. Dar ei, domnul profesor, timp, hai să definim termenul de intelectual. Să vedeți dumneavoastră că intelectual nu este acela nici care se ceartă, nici care nu iartă, nici care răsplătește cu aceeași monedă, nici cel cu duritate în limbaj, nici cel care fură, nici cel care minte, nici cel care înșală, nici cel care minte prin omisiune și așa mai departe, nici cel care este trădător, mai ales... Nu, stați puțin că dacă mergem chiar până acolo, s-ar putea să constatăm că în România nu mai avem intelectuali. Păi da, de unde să mai fie? De unde să mai fie, domnule profesor? Pentru că clasa de intelectuali s-a șters. Nu e de ajuns că i-au șters prin închisori și i-au ucis și i-au înmormântat fără cruci și la gropi comune și așa mai departe. Le mai pângăresc și memoria. Da, memoria se mai pângărește și prin necunoaștere, nu numai prin în mod deliberat. Da? În plus, cei care și-au dorit altceva sau au vrut mai mult, mare parte sunt plecați în afară. Las la o parte că sunt și elemente care pe lângă sunt strecurați. Da. De, asta este situația, asta e societatea, nu împarți în alb și negru, că n-ai cum. Ne spunea cineva mai devreme faptul că poate totuși o parte din istoria națională n-ar mai fi atât de interes pentru generațiile actuale. Dar cu toate acestea, noi nu suntem în stare să facem ce au făcut toate țările din zona fostă comunistă. O istoria comunismului care se predea măcar în liceu. Nu există, decât un opțional care se predă cum se predă. Nu există, domnule profesor. Știți foarte bine care sunt regulile în cadrul arhivelor. Ai acces la anumite documente atunci când treci o perioadă de timp. Una la mână. Doi.
anumite documente mai există, altele nu mai există, pe acelea care există le studiază, le cercetează Institutul de Cercetare a Crimelor, așa, și au scos câteva dosare, au reușit să găsească câțiva. A fost și o condamnare. Este un memorial la Sighet. Nu are nimeni în considerație față de Maniu, nu are nimeni în considerație față de Brătien. Sau, pentru că nu-i cunosc. Lucrurile astea sunt necunoscute. Nu e vorba doar de istoria comunistă. Istoria comunistă e tragic. Un este exemplu tragic, că e peste tot și mai aproape de noi, să zicem generația contemporană. Dar știți că este tragic faptul că unii acum idolatrizează comunismul. Și vin și spun în felul următor, dar în România nu este pretabilă sau nu se poate vorbi despre democrație. România nu este făcută pentru democrație, România are nevoie de Vlad Țepeș, România are nevoie de un despot, România are nevoie de altceva. Sunt lucruri extrem de periculoase. Apoi dictatura, democrația, mă iertați, democrația în Anglia, care este patria democrației, până la urmă, pornind de la Revoluția Engleză, a fost a doua revoluție, revoluția din țările burgheze, din țările de jos. Da. Așa. S-a construit în vreo 200 de ani. Nu se face democrația asta, nici măcar ce e la noi, nu știu dacă se numește idee de democrație. Da, și aici e problema, că n-avem nicio istorie a democrației, pentru că chiar dacă ne revendicăm noi, să zicem, perioada 1866-1947, cu scăpările, cu intermețul care au fost, perioada monarhiei, n-a fost o democrație. Știm la fel cum se făceau alegerile în România. Punea întâi guvernul și el organiza alegerile și multe alte chestii. Deci noi suntem originali din toate punctele de vedere. Dar asta nu ar însemna că n-ar trebui să ne cunoaștem istoria și generațiile actuale să aibă măcar câteva repere. Este un popor tânăr. Contrar a ce spun mulți istorici, domnule, avem o vechime. Da, avem o vechime. Dar ca angrenaj social, suntem un popor încă tânăr. Ai drept de vot abia pentru femeie, abia prin 1938. Ai abia printr-o lege, cred că prin 1926, alegerea primarilor și așa mai departe. Până atunci sunt numiți. Da. Deci vă dați seama câtă corupție, câtă... E o nebunie întreagă. Da? Ai o bancă, Banca Comerțului, de-abia după primul război mondial. Adică târziu de tot. Și nu-i de ajuns lucrul ăsta, abia se înfiripase o clasă socială, o categorie sănătoasă, că vine prăpădul a nu știu cât, al câteia invazii, mondial, a câteia invazii da, așa, da. Rusești, și a cenzurii, și a arderii atâtor cărți. S-a ars Seminescu, s-a ars cărți ale Mitropoliei, s-a ars cărți ale luminaților basarabeni și așa mai departe. N-a rămas nimic. Acum, dar nu-i nevoie să le ardem. E nevoie să scriem prostii. Mai bine nu mai scriem. Da, și avem libertatea asta pe care unii o folosesc într-un fel sau altul. Apropo de documentele invocate, Consiliul Europei din 1997 spunea într-un document din 97, Consiliul Europei spunea așa: este legitim ca programa de istorie să fie considerată un mijloc de dezvoltare și menținerea unui sentiment de identitate națională. Am încheiat citatul. Păi noi nu prea respectăm acest lucru, nici la acest moment, dar cu ce vine în viitor. Cui folosește identitatea? Pe de-a marea Uniunea Europeană, Casa Comună Europeană, ne spune mergea pe aceste idei. În diversitate. Da. Asta e deviza. Păi, și atunci? E ceva divers aici. Sau la toți ceilalți e divers, numai la noi nu e. Sau la noi trebuie să fie doar partea... deci partea de identitate națională să dispară. Domnule profesor, nu știu cât... Acum să nu vorbim despre naționalismul francez sau naționalismul de nu știu care tip și așa mai departe, categorisit prin folosirea, din abundență sau numai a limbii naționale și așa mai departe. Dar trebuie să vedem și pe unde suntem. Pe unde suntem din punct de vedere geografic, în primul rând. Și cam ce se întâmplă pe lângă noi. Și cât de aproape suntem și de Orientul Mijlociu.
de care unii au impresia că suntem foarte departe, dar cred că nu ne desparte decât Turcia. Și începe să devină și aceea instabilă. Cu toată amețeala de membru NATO, membru nu știu ce, să nu uităm că am fost membri ai înțelegerii balcanice, al micii înțelegeri, alături de Polonia, de Ugoslavia, ce n-am avut noi? Liga Națiunilor și așa mai departe. Toate au fost un praf în vânt când a început. Ce a început. Corect. Și de bine, fiecare corect, dată noi am fost și de fiecare dată noi am fost în opici. De fiecare dată noi am fost în opici. Da, dar de această istorie, așa cum este, ea suntem mândri. Până la urmă, cred că ar trebui ca generațiile actuale să cunoască, să, încă o dată spun, să aibă anumite repere. Repere care dispar. Nu spun asta ca sens de rușine. Eu spun că asta trebuie cunoscută ca să nu mai repetăm azi. Corect. Și ar mai fi o idee, îmi spunea cineva și am verificat. Decât numai dacă există o teorie a predestinării, așa, și suntem condamnați să o repetăm iarăși, 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 iarăși. Am verificat informația. Îmi spunea cineva, universitățile mari americane, chiar dacă nu sunt în domeniul, să spunem, să n-au ca specialitate istoria, deci pot să fie chiar și din domeniul tehnic, au toate, absolut toate, au departamente de cercetare foarte puternice în domeniul istoriei. Cum explicați o asemenea situație? Uitați-vă ce politicieni au americani. Efectul. Da? Uitați-vă cum văd lumea și relațiile din lume. Evident, este un stat puternic, un stat tânăr. Este normal, își cunoaște interesul. În privința noastră, nu știu dacă putem face așa ceva. Nu știu dacă putem permite. Independența, la noi întotdeauna a avut prețul ei. Și s-a soluționat prin două căi. Fie am plătit tribut și am rămas independenți, dar dependenți. Fie n-am plătit tribut și ne-am luptat, dar am rămas băjeniți. E valabil și pentru perioada contemporană? Cine are urechi de auzit? Bun, suntem pe final de emisiune, avem doar câteva minute. O să mai citesc două mesaje. Unul vine de la un domn care spune așa: am învățat istorie în școala generală, am învățat în liceu și am făcut și în facultate, chiar dacă am făcut o facultate tehnică, despre istoria PCR și altele. Să știți că nu mi-a stricat, am măcar idee generală despre istoria națională. Nu acest lucru pot să spun despre copiii mei. Și încă un mesaj. Semnează o doamnă Irina Pascu, spune așa: mă bucur că abordați o asemenea temă, din păcate nu ne aude nimeni că istoria trebuie să rămână. Spunea domnul invitat al dumneavoastră că matematica este importantă. Să știți că și istoria ordonează gândirea și face multe lucruri pentru patriotism. Dacă v-aș spune că matematica este și filozofie și poezie, m-ați crede? Și deopotrivă istorie. Nu, am crede că v-ați greșit vocația spre istorie. Acum, aș vrea să vin cu o precizare. Da. În sensul ăsta poți vorbi despre o istorie a gândirii de la Pitagora și până la, mai știu eu, dar lucrurile astea trebuie să le aibă, orice elev trebuie să aibă un bagaj informațional cu care să poată să se descurce, să fie pretabil pentru a se descurca în viață. Dacă nu-l are, la ce îi folosește? Și are cu totul altceva? Da. Între timp eram atent și la ce îmi spun colegii din regie. Până la urmă, haideți să ajungem la concluzii. Ce facem cu această disciplină? E normal să dispară ea sau în orice caz să-și reducă ponderea în planul de cadru? Acum vorbim de gimnaziu, vom vorbi peste câțiva ani de liceu. Categoric nu e normal. Categoric nu.
Nu categoric. Ca să fim foarte bineînțeleși. E în condițiile în care, dincolo de posibilitatea noastră, libertatea de exprimare pe care o avem și de posibilitatea de a face treaba asta, totuși, din punct de vedere, să zicem, legal, să zicem legal, deși nu tot ce e legal este și moral. Da? Pentru că la noi legea nu emană de la popor, ci de sus în jos, fără consultarea poporului. Din punct de vedere legal, ar ajunge într-o situație ingrată, dascălul de istorie va face dizidență. El va trebui să găsească alte forme de a-și face, de a-și aduce menirea socială. Nu știu câtă vreme nu va fi vânat. Da, interesant ce spuneți și cred că e foarte profundă observația. De asemenea, aș vrea să spun că lucrurile nu vor rămâne așa. Și salut pe aici reacția facultăților, studenților și profesorilor la facultățile de istorie din țară, cele mai reprezentative, reacția academicienilor, și acum nu mă refer la cei de istorie, că au făcut și ei, ci chiar din alte domenii. Importantă reacția că istoria nu trebuie să dispară. Importantă ideea academiei în general, că așa a însușit acel protest. Începeam emisiunea noastră cu un citat din acea scrisoare deschisă a lui Ana Blandiana. O să încheiem, dacă îmi dați voie, tot cu un citat, pentru că spune diverse lucruri. Spune așa, cităm: Dumnezeu m-a făcut să observ cu precădere partea plină a paharului, dacă există. Acum mi-a constat speranța că, alături de impresionantele proteste ale Academiei Române și ale Facultăților de Istorie din București, Cluj și Iași, elitele și toți oamenii responsabili ai acestei țări se vor împotrivi și vor reuși să interzică această castrare a identității viitoarelor generații, dacă nu din patriotism, cel puțin din dragostea pentru copiilor, care, desprinși de memoria culturală a trecutului, se vor pierde fără sentimente și fără speranță în gaura neagră a unui viitor tot mai virtual, tot mai inuman. Am încheiat citatul. Apropo de inuman, cu un mic amendament, dragostea de copii să fie mai mare decât dragostea de arginți și să încheiem prin abandonarea teoriei calvine a predestinării. Că noi suntem cu totul altceva. Adică nu justificăm prin absolut orice dragostea de bani și ne închinăm lor. Mai sunt și alte lucruri mult mai valoroase. De gândit și la această formulă. Mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost domnul Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu de la Târgu Jiu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!